De câteva zile în Dolj se circulă în condiții de iarnă. Până în acest moment nu s-au înregistrat incidente din cauza zăpezii, pentru ca situația să rămână neschimbată. Polițiștii recomandă conducătorilor auto prudență și atenție sporită. Având în vedere faptul că traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă și a căzut zăpadă abundent, recomandăm participanților la trafic, în primul rând, să nu depășească viteza de deplasare, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul care circulă în fața sa, să nu bruscheze comenzile, nici ale volanului, să nu acționeze frâna de serviciu, să acționeze frâna doar de ajutor. La efectuarea virajului stânga sau dreapta, fac această manevră doar după ce s-a asigurat corespunzător, pentru a nu periclita siguranța celorlalți participanți. Șoferii care nu își echipează corespunzător mașina pentru trafic în condiții de iarnă riscă până la 20 de puncte penalizare și retragerea certificatului de înmatriculare. Obligatoriu să aibă montate pe autoturisme anvelope de iarnă, iar în situația în care acestea nu sunt echipate corespunzător, sancțiunea este de la 9 la 20 puncte penalizare, iar ca și măsură complementară se dispune retragerea certificatului de înmatriculare, eliberându-se dovadă fără valabilitate. Polițiștii recomandă conducătorilor auto să nu staționeze pe traseele de deplasare a mijloacelor de transport public, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor de dezăpezire și desfășurarea traficului. Și pietonii sunt sfătuiți să-și sporească atenția, mai ales în momentul traversării arterelor rutiere, care obligatoriu trebuie făcută doar prin locurile special amenajate. Țin să precizez că în perioada 3 ianuarie orele 14, 4 ianuarie orele 6, numai la nivelul Poliției Municipiului, biroul rutier, au fost angrenate un număr de 14 echipaje de poliție rutieră. Din fericire pot spune că nu am înregistrat evenimente rutiere nici soldate cu victime omenești și nici din cele soldate cu pagube materiale.